bani 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 bani. Probabil scrollai pe Facebook și nu găseai nimic interesant printre poze cu mătuși, oameni de la plajă și postările lui Mikey H. Cum sfintele H să-ți apară postările de la Mikey H prin feed? Da, asta m-am întrebat și eu. Și te decizi să ieși de pe Facebook, că nu găsești nimic interesant. Și fiți când să ieși, primești un mesaj. Poate de la cineva apropiat ție, chiar de la Mikey H, dacă l-ai la suflet și sunteți prieteni și a picat și el în plasă, poate de la colega aia de la care furai bomboane în clasa 6-a, sau de la cine știi ce străin cu care ești prieten pe Facebook. Mesaj care arată fix așa. Tu ești, însoțit de linkul ăsta, videosecreto.as/unșir de litere și cifre. Site care este de spoofing. Nu e o mârlănie complexă, ci e simplă, dar eficientă. Atât de simplă încât nici nu prea sunt atât de multe de zis despre. Mesajul ăsta pe care îl vezi pe ecran îți poate face alte probleme decât te-ai așteptat să-ți facă. Pentru că am stat, am mai discutat cu persoane și m-am gândit care ar fi motivele pentru care oamenii ar pica în plasă, nu ar gândi înainte și ar da click pe link instant, fiind mânați de o teamă sau de o curiozitate ieșită din comun, care să-i facă să nu gândească de două ori înainte să dea click. Așa că am găsit câteva motive care mi se par plauzibile mie pentru care ai da click. Primul este grabă. Cine s-ar fi așteptat la motivul ăsta, nu? Ești într-o grabă mare încât nici măcar nu te-ai legat corespunzător la șireturi și ai pus pliculețele cu zahăr în scrumieră în loc să le pui în cana cu cafea sau în gura calului de companie. Așa că citești în grabă aia mare mesajul și dai click pe link, chiar dacă în general n-ai pune botul la țepe de genul, s-a nimerit a fi ziua ta mai puțin norocoasă. Alt motiv ar fi nudurile. Ai trimis nuduri cu tine cuiva și cum acel cuiva nu mai face parte din viața ta, păi ce să vezi? Te gândești că împreună cu alții face schimburi cu nuduri cu fostele, cum o făceau când erau mici cu cărți cu Pokémon? Sau de ce nu, trimit nuduri cu fostele în schimbul unor cărți cu Pokémon, că am auzit că sunt destul de valoroase. Doar imaginează-ți cum e să valorezi niște nuduri cu tine cât o carte cu un Charizard. Doar imaginează-ți. Și de acolo au ajuns nudurile la mâna publicului larg, prin cine știe ce grupuri. Tot așa ar fi videochatul și nu ăla light. Sunt mulți tipi și tipe din România care fac videochat exclusiv pentru Canada, Mexic sau cine știe ce țară îndepărtată, în ideea că n-are cum să ajungă filmări cu ei sau cu ele prin România. Realitatea le-a arătat contrariul multora și poate așa ar fi fost și în cazul de față. Și un al patrulea motiv major ar fi blackout-ul, că ai but ca prostul sau proasta și nu-ți mai amintești jumătate de seară, dar fac că-ți amintești niște blitzuri prin fața ochilor însoțite de niște zete. Acum că am elucidat motivele principale pentru care lumea ar cădea în plasă, din punctul meu de vedere, pe lângă mai sunt și oameni naivi care nu se gândesc că internetul poate fi un loc rău și dau și la rândul lor click pe linkurile de genul, cum a fost cazul mamei lui Gicu, care mi-a trimis următorul mesaj. Salut, numele meu este Gicu, iar azi am fost surprins de întâmplare ciudată. Mama mea a fost bombardată cu apeluri telefonice pentru că ar fi dat mesaje la aproape toată lista de prieteni de pe Facebook, textul tu ești, un emoji cu o față mirată și urma de un link, care ce să vezi, îi spune să-ți introduci datele personale. Cred că se întâmplă asta pentru că și ea la rândul ei a primit mesaje de genul de la prieteni virtuali și ce s-a gândit? Să dea click pe link și nu i-a apărut nimic. În concluzie, nu dorești neapărat să faci clip. E, nu. Vreau doar să iei la cunoștință că poate fi o mârlănie. Da, nu știu ce se întâmplă dacă îți introduci datele personale acolo și mici nu vreau să știu. Da, sincer, nici eu nu vreau să știu mici, că apoi mi-ar fi greu să-i mănânc după. Acum am aflat că a trimis la toată lista de prieteni de pe Facebook. Dacă ai putea să mă ajut cu această problemă, aș fi foarte recunoscător. Bun, deci astea sunt problemele pe care ți le faci un mesaj de genul că niște șarlatani au datele tale personale, iar pe lângă i-ai convins neintenționat și pe alții din lista ta de prieteni să-și dea nesiliți de nimeni datele personale pe net, că au primit un rahat de mesaj cu tu ești de la tine. Așa că te tot sună oamenii respectivi să vadă care e treaba, iar ei la rândul lor și ei sunt sunați dacă au pus botul. Deci cam asta e treaba din spate, nici de cum că o să vezi chestii cu tine pe net pe care nu le-ai dori să le vezi. Acum hai să vorbim puțin despre virus. Evident că ai mai multă încredere într-un prieten de pe Facebook decât într-un străin. Chit că acel prieten de pe Facebook este un străin cu care n-ai discutat niciodată până când ți-a dat un mesaj de genul. În momentul în care ar fi trebuit să le întrebi ce e cu link-ul din mesaj, nu să dai click. Simplu ca bună ziua, literalmente. Dacă dai click, se pot întâmpla mai multe, dar în cazul de față să intri pe ceva pagină care seamănă cu Facebook, unde ești întâmpinat de un mesaj că trebuie să te loghezi ca să accesezi conținutul solicitat. Și acum mă întrebi tu pe mine, lospa, poți să mă loghez? Și eu o să-ți zic, pentru a 15-a oară, că dacă adresa nu este HTTPS
facebook.com, atunci nu te poți loga în niciun caz. Deci nu-ți introduci datele în căsuțele de logare, pentru că este un site de spoofing. Rahatul ăsta de site este făcut pe un domeniu cumpărat acum 2 săptămâni. Iar dacă îți introduci datele pe el, atunci o să-i ajuți pe șarlatani să pună mâna și pe datele altora, nu doar pe ale tale. Asta dacă nu ai activat autentificarea cu 2 pași, pe care ar trebui să o activezi, că nu te încurcă, ci din potrivă. Așa că fuga și activează-o. Virusul de Facebook is that you poate acționa în mai multe moduri. Poate să-ți trimite link-ul ăla dubios și să te pună să te loghezi, imitând Facebook, evident, ori chiar altă platformă, ca de exemplu YouTube. Da, o clonă de YouTube, în ideea că poate conturile persoanelor țintă ar fi mai valoroase decât cele de Facebook, conturile de YouTube. Oricum îți vor folosi datele de logare și pe alte site-uri, cel puțin vor încerca, în ideea că poate folosești aceeași adresă de e-mail și aceeași parolă. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, toate sunate la rând și vor colecta și datele introduse de tine pe Facebook, nume, număr de telefon, adrese de mail, interese și alte bla bla blauri. Și pe viitor poate să fii inclus și în alte țepe când o să te trezești cu mesaje pe telefon, ori cu mail-uri dubioase. Poate de pildă să nu te pună să te loghezi ca în cazul de față, ci să instalezi și niște CV extensii pe browser ca să vezi așa zisul conținut de pe link-ul primit în mesaj. Ori poate să te pună să instalezi și niște ce aplicații de pe un site obscur ca să vezi, evident, așa zisul conținut. În ambele cazuri, atât extensiile cât și aplicațiile sunt un malware. De-aia nu trebuie să vă lăsați garda jos, indiferent de la cine primiți mesajele astea, ca să nu vă treziți cu malware prin device-ul vostru, cu datele furate și cu conturile compromise. Simplu. Și acum, ultimul punct, ce să faci? Când și dacă o să primești mesaje dubioase, cu link-uri dubioase, scanează de link-urile înainte. Eu, de exemplu, folosesc Virus Total și rare ori de rateuri. Și nu e reclamă plătită sau ceva, ci doar e un site destul de folosit, oraș, zice eu. Evident, activează și autentificarea cu 2 factori. Un pas mic pentru tine, un pas mare pentru șarlatani, care nu prea mai pot pune mâna pe contul tău așa de ușor. Dacă primești mesaje de genul, nu sta să întrebi persoana care ți-a trimis mesajul, care-i faza vere cu link-ul ăsta, tot pe aceeași platformă. Dă-i un mesaj pe telefon, dacă ai numărul, sau pe Discord, sau pe orice altă platformă, că acel cont e compromis și poate... La un moment dat o să-ți răspundă altcineva, iar tu o să crezi că îți răspunde persoana care ți-a dat mesajul inițial. Cam atât, nu uita să vă abonați, să nu dați țeapa și pe la alții, iar până data viitoare, măi internauților, spuneți-mi în comentarii, voi ce ați crede în cel mai rău caz că este pe linkul ăsta, dacă cineva vă întreabă un mesaj dacă voi sunteți.